Salut, bine v-am găsit la un nou episod din GTA 5, din nou cu moduri, pentru că am văzut că v-au plăcut foarte mult episoadele astea, așa că am zis, bă, neapărat trebuie să mai încercăm încă un episod, așa că astăzi vom intra la închisoare și vom încerca să evadăm de acolo în același episod. Nu uita să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să strângem la episodul de azi peste 15.000 de like-uri. Ar fi foarte, foarte tare. Știu că sunteți unii dintre voi care nici bine nu începe episodul și voi deja apăsați pe acel butonaj de like. Vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru și la acest episod. Înainte să continuăm cu acest mod, vreau să vă anunț foarte rapid că în descriere veți avea acolo un link. Dacă intrați pe linkul respectiv, vă veți putea juca cele mai șmechere jocuri de calculator pe telefonul vostru mobil. N-aveți nevoie de calculator, n-aveți nevoie de nimic, așa că intrați acolo și vă veți putea juca până și GTA 5. Dar hai să facem, să trecem aici la trebușoară. Iar pentru a ajunge la pușcărie, bineînțeles, o să trebuiască să facem un lucru ilegal în GTA 5 aici. Așa că ce putem noi să facem așa mai ilegal? Nu știu, să scoatem oameni din mașini, bănuiesc. Asta ar fi o soluție. Cred că asta ar face poliția să vină destul de rapid. Gata, au sunat la poliție. Și acum avem o stea. Acum, toată ideea, dacă vrei să te prindă și să ajungi la pușcărie cu acest mod, este să, bineînțeles, să te predai. Dacă nu te predai, o să înceapă să tragă cu armentine și nu o să fie o chestie ideală. Așa că trebuie să așteptăm să vină. Uite, chiar acolo este poliția. Gata, domnilor polițiști. Suntem aici vinovați. Ne predăm. N-avem arme la noi, n-avem nimic. Nu trageți, nu trageți, domnilor, nu trageți. Jur că mă... Înainte să continuăm cu acest videoclip, vreau să vă anunț foarte rapid că Booster Eid este platformă de gaming in cloud. În momentul în care ai un calculator mai slăbuș și nu te duce să rulezi cele mai noi jocuri, ei bine, aici intervine Booster Eid, pentru că nu contează cât de slab este calculatorul tău, te vei putea juca cele mai noi jocuri la calitate maximă, ba chiar nici nu mai ai nevoie de calculator. Dacă vrei, te poți juca pe telefon direct jocurile de calculator, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Aveți un link în descriere dacă vă interesează să aflați mai multe detalii. Bineînțeles că te poți juca Fortnite și toate jocurile gratuite fără nicio problemă, dar dacă vrei să te joci un joc care costă bani, tu trebuie să deții acel joc deja. De exemplu, dacă vreau să mă joc GTA, eu trebuie să am GTA-ul pe Steam deja cumpărat, mă loghez pe Booster Eid și mă joc fără nicio problemă la cea mai înaltă grafică, pe cel mai slab calculator. N-are importanță pe ce te joci, contează doar să ai un browser Chrome care să ruleze pe calculatorul tău și cam atât. Dacă vrei să te scrii, este foarte simplu, intră în descriere, folosește browserul Chrome și apasă pe Joacă cu Booster Eid Web. Acum ne va pune să ne facem un cont, după care va trebui să plătești acest serviciu, așa că ai mai multe variante. Țineți minte că toate astea sunt subscripții și se renoiesc automat, dar dacă vrei să plătești 9,89€ per fiecare lună, te va taxa în fiecare lună și vei plăti acest preț. Dacă vrei, poți să plătești odată la 12 luni și vei plăti 4,16€ per fiecare lună, asta înseamnă 49,89€ o dată la 12 luni. Deci în funcție de pachetul pe care ți-l dorești, prețul se micșorează. Să zicem ca exemplu că ai ales varianta aceasta, Booster Eid Start, hai să dăm OK, let's go, și avem posibilitatea să plătim cu cardul, cu PayPal sau cu self-pay. Asta înseamnă că te poți duce la oricare din stațiile self-pay din toată țara, le găsești prin toate supermarketurile și te duci acolo și îți achiți direct. Cum se poate observa, m-am jucat pe browserul Chrome și am dat detaliile la maxim, frate, și nu ai nevoie de un calculator bun. Te poți juca pe cel mai slab calculator pentru că tu practic te joci pe calculatoarele lor, dar te joci cu tastatura și cu mouse-ul tău și este absolut incredibil că am ajuns la o astfel de tehnologie, deci neapărat trebuie să-l încercați. Dacă aveți un calculator slab, vă jucați cele mai noi jocuri, frate, la o calitate maximă. Dar bineînțeles, nici măcar nu mai ai nevoie de un calculator. Dacă ai un telefon mobil care poate rula browserul Chrome, te poți juca GTA 5 pe telefon sau orice alt joc de calculator ce e disponibil pe Booster Eid. Așa că intră în descriere, intră pe linkul respectiv și joacă-te și tu pe Booster Eid. Predau, mă predau, luați-mă la pușcărie, vă rog. Ok? Fiți atenți că m-am băgat aici în mașină și mă duce la pușcărie, efectiv. Domnule, dar n-am făcut nimic. Ce am făcut, domnule, zi? Zi, sunt nevinovat. Scoate-mă de aici. Domnul, mă lăsați să plec. O, te mai lasă să pleci de acum la pușcărie, direct te bagă. Și acum, bineînțeles că avem posibilitatea să stăm aici, să ne uităm la tot drumul ăsta, poți să respecte regulile, cred? A, ba nu, că are sirenele, de fapt poate să treacă pe roșu, poate să facă ce vrea el. Dar putem să stăm aici, să așteptăm până când ajunge la pușcărie, ceea ce n-ar fi o chestie foarte distractivă, sau putem să apăsăm pe E și ne teleportează automat către pușcărie, chestie pe care tocmai ce-am făcut-o. Ia uitați-vă, o să trebuiască să ne bage acolo probabil. Bă, cât de mișto sunt modurile astea, frate. Deci nu știu, dacă ați ajuns până aici la episod și n-ați apăsat încă butonașul de like, hai să-l apăsăm cu toții, voi număra până la 5 și la 5 să-l apăsăm, da? Hai să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, like. Sper că ați apăsat și voi acel butonaș de like și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Și poate o să încercăm să scăpăm de aici cu lucky blocurile, pentru că știți că aveam lucky blocurile disponibile.
Și cred eu că ar fi o variantă. Ia să vedem. Bă, momentan nu prea îmi place pe unde am intrat pe aici. Și apropo, nu eu controlez caracterul aici, eu nu am mâna pe tastatură, nici pe mouse. Caracterul merge singur și caracterul va intra singur aici în această pușcărie. Și iată că am ajuns la pușcărie. Și deja vin unii să se bată cu mine. Ba, alo! Ce faceți, mă, băieți? Ce aveți cu mine? E că să ia gardianul de ei. Ok. Da, ce pot să zic? Nu e un loc prea plăcut să fie aici la pușcărie. Însă, ce pot să fac este, având în vedere că este un mod, avem posibilitatea să intrăm în pușcărie, efectiv, în celule. Și o să vedeți că o să trebuiască să facem și chestia asta la un moment dat. Ai posibilitatea să-ți faci o gașcă de oameni ducându-te la locurile astea și o să vezi că... Ia stai să vedem ce e aici. Deci aici ai posibilitatea să îți cumperi arme. Deci cred că de la bodyguardul ăsta de aici poți să-ți cumperi arme. Ceea ce... Da, probabil o să avem nevoie când o să încercăm să fugim de aici la un moment dat. Să faci sală și diferit... Alo! Cine vă credeți, mă, băieți? Eu, hopa! N-ai văzut-o pe asta! Probabil că aș o fi la pușcărie să ia lumea de tine, adică fără să le faci nimic. Eu nu am făcut nimic lui ăsta, abia am intrat și eu la pușcărie și gata, se ia de mine. Gata, tu vezi că l-am bătut pe ăla și vii tu acum? Băiatul meu, ia uite ia la el. Că dacă îți dau... Ia fii atent că mă bag pe first person. Ia stai așa o secundă. Fii atent că mă bag pe first person. A mă băieți, șpum. Ce crezi că dacă ai tatuaj de la șmecher... Voi de capul, dar mă bate ăsta, ești nebun. Hai să fugim, că nu de alta, dar 1 versus 3 e cam aiurea, adică știi ce zic. Înainte să ne întoarcem la noi în celulă. Uite așa facem frumos. Din ce știu la pușcărie nu ai voie, da, depinde acum de pușcărie, dar din ce am auzit, că erau niște documentare pe Netflix, le-am vizionat, nu ai voie afară mereu, știi, adică uite, de exemplu, acum cum e aici, nu ai voie mereu să ieși afară. De foarte multe ori stai în celulă. Și chestii de genul ăsta. Bă, ia vin să mă bată pe mine? Frate, dar voi nu vă liniștiți? Ia mă, stai. Domnul gardian! Ajutor! Ajutor, domnul gardian! Domnul gardian? Uitați-vă și voi ce face domnul ăsta. Uitați-vă la el ce face. Join the families. Mi-am luat gașcă. Ce s-a auzit? Mi-am luat gașcă, băieți, săriți pe el! Săriți pe el! Dați-i! Ia că am gașca mea. Dați-l ăsta, dați-i după el. Rupeți-l cu bătaie. A, fugi. S-a întâmplat ceva aici, ce s-a întâmplat? Dă-i mă, deținutul ăsta că dacă te prind, prietene, acum că suntem toți, ți-e frică. Iată, am ajuns în celulă, asta e celula noastră. Nu știu de ce nu avem WC-ul, că de obicei ai WC-ul în celulă, dar cred că e genul de pușcărie care e destul de deschisă și posibil să fie baia la comun, dar nu știu sigur. Ceea ce e un piculeț mai rău. Da, asta așa arată pușcăria. Oh, calmați-vă, băieți. Nu știu, situația e destul de tensionată aici, frate. Îl are un telefon. Îl are telefon în pușcărie, ce vorbești? Băiete, vrei să ne batem? Puc. Stai cu minte jos acolo. Trebuie să le arăt băieților că eu sunt șeful aici. Uitați-vă ce mers. Ia uitați-vă, te crezi maker? Să le arăt că eu sunt șeful aici și dacă nu le convine, o să aibă probleme. Ia de-i, mi-a dat cu chestia aia care doare, chestia de metal. Gata, l-am liniștit și pe băiatul ăsta. Bineînțeles că locul ăsta e open world, cum ar veni, adică poți să duci să faci ce vrei. Mamă, ce m-a plăznit, mamă, la ceafă mi-a dat, mă, ești nebun? Păi așa faci, mă? Așa faci? Nu, nu-i bine. Foarte agresiv, băieți, ăștia în pușcărie aici. În loc să fie totul chill așa. Să mai vorbim una alta. Salut, băiatul, ce pot să zic? Hai că i-am luat eu chestia aia de pus la mână, e? Da, perfect. Gata, acum, ia să vedem. Da, uite, acolo e pușcăria unde am fost inițial. Bă, a vrut... Wow, a încercat cineva să evadeze, cred. Că se aude alarma. Băieți, care a încercat, mă, dintre voi să evadeze? Ăsta nu, ăsta e aici, chill. Habar n-am ce se întâmplă afară. Noi suntem înăuntru, suntem ok. Hai să coborâm. Sau probabil s-o fi dat alarma că l-am bătut eu pe... Sau i-am bătut eu pe ăștia și i-am aruncat?
Sper că nu. Să mă uit așa printre celulele, să văd dacă mai e cineva pe aici. Avem WC-urile și după cum credeam, WC-urile sunt cam la comun și... cam mai rea chestia. Ce sunt astea? Vai de capul meu! Ce e verde în WC-ul ăsta? Ok, hai să nu mai stăm aici. Hai să mergem în altă parte. Mergem pe aici. Și ai multe camere în care poți să mergi. Ia. Wow, ce e aici? Ce e asta, mă? O cameră goală? Cred că e camera aia unde sunt pedepsiți, m-am uitat cum se cheamă, dacă știi cineva să-mi scrie în comentarii. Că știți când deținuții, de exemplu, când sunt pedepsiți, sunt băgați într-o cameră de-asta de nu ai ce să faci, n-ai nici pat, n-ai nimic și efectiv și te poți uita doar în sus, vezi cerul și atât. Și poți să fugi așa și te ține aici o perioadă lungă de timp ca să te nebunească, știi? Aici ce avem? Training room. Un loc în care deținuții se pot juca de-asta de masă, tenis de masă. Destul de drăguț, nu e rău, tot așa într-o zonă de-asta. Putem să ieșim? Putem. Și ce mă, training room, alt training room. E o sală interioară, ia uite bă pe băieți. Bă, dar ăla de ce are costum? E unul care are costum aici, de ce are costum, nu știu. Uite bă băieți ce bagă. Eu nu pot să bag aici, nu pot să bag. Eu pot să fac numai afară sală. Bun, hai să ieșim pe aici. Să vede. Și aici frate? Ai spălătoria, mă, uite aici se spală hainele deținuților, uniformele, da? Numai că eu n-am tricou sau mai eu ceva, că e prea cald, frate, nu știu, e așa prea cald și am zis să rămân așa, fără tricou. Bucătăria, ouleu, gata șeful, ce-am făcut, lasă-mă! Nu știu, frate, ăștia se iau de mine degeaba, hai că l-am părit. Ia de aici. M-au văzut ăia de sus. Ok, băieți. Cred că nici aia de sus nu se au de mine, că spera șmecher. Ia uitați-vă ce au deținuții de mâncare. Avem hamburgeri, așa, cu meniuri, cu de-astea. Ce mâncare e aia, mă? Sincer să fiu, n-arată bine deloc. N-arată, hai să-l bat pe bucătar. L-am liniștit, i-am dat somn, gata. Iar pe aici, hai să vedem unde urcăm pe aici, hai să vedem. Mă duc la băieții aici sus. La directorul ar fi, sau ce aici? Aici mănâncă bodyguards ăștia, gardienii. Bă, alo, lăsați-mă în pace. Bă, eu sunt șeful vostru aici, ați înțeles? Ați înțeles? Hai că s-ar... Aoleu! Hai că sunt șeful dacă e. Să fugim de aici. Și ăsta se pare că e mare tupeist. Ești mare tupeist, băiatu? Ești mare tupeist, da? Ia, nu mă, că ți-am dat una, două. Și mișcarea asta n-ai văzut-o. Ia că mă ajută și gardianul. Am văzut că s-a luat de mine și mă ajută. Ok, îți mulțumesc, domnule gardian. Bun, hai să vedem, avem niște misiuni, am impresia, pe F6 și avem așa, job menu. Hai să facem niște joburi înainte să evadăm, să încercăm să evadăm. Vreau să facem niște joburi și avem niște joburi. Kill Johnny. Să-l omorâm pe Johnny. Am primit 20.000 de dolari pentru chestia asta. Here's the money și mi-a dat... am cuțit! Nu mă vadă gardienii cu cuțitul, dar... S-au dat altfel de alarmă acum, nu știu de ce. Ăsta e. Fugi după el, fugi. Fugi după el, nu-l lăsa. Unde fugi, băiatul meu? Unde fugi, băiatul meu, că vin? Vezi că vine, mă, poliția după noi. Gata, a trebuit să fac jobul, Gata, șefule, nu! Și avem gun shop. Assault rifle la 60.000 și pistol. Bă, mi-am luat pistol, frate, pistol în pușcărie, mai zic ceva. Ia uite ea, că vin după mine ăștia deja. Alo, stați liniștiți. Create your gang. Nu, vreau o gașcă prestabilită de joc. Hai să vedem ce gașcă aș putea să iau eu. Deci aici ai așa, ai Lost MCs. Ok, gata băieți. Ia, câți pot să-mi fac? Cât să-mi fac, mă frate, îmi fac o armată întreagă. Lol, ia uite cât suntem, ești nebun. Gata băi, alo, unde vă credeți? Au scos armele la noi. Ia de tu arma asta încoace. Nice. Mulțumesc cu lucky blocurile. Bun, hai să vedem ce ne pică. Minigun. Ok, asta o să ne folosească în evadarea noastră din pușcărie. Bicicletă cu rachetă. Ok. Asta nu prea era în plan. Ar bănuiesc că a putut să distrugă o parte mare din pușcărie. Hai să vedem ăsta. Tot minigun, ok. Bă, știi ce sper? Să nu mă transforme în vreo bestie de-aia.
Wow, ce e asta, tăticule? Ia stai așa. Ia stai așa, domne. Mă, eu nici nu știu motocicleta asta pe bune, dar știu. Dar cred că cea mai bună variantă va fi acest BMX pentru a putea evada de aici. Pentru că vă imaginați și voi, dacă eu iau BMX-ul ăsta o să fie genial. Ia, să încercăm să băgăm cumva... O să sar așa. Salut, băieți, am plecat! Wow! Asta da evadare, frate, nici în filme nu vezi așa evadare. Și acum să vedem cum mai aterizăm. Ajutor? Ajutor! Nu! Oh, stai bine! Am scăpat din pușcărie, ce vorbești? Așa ceva nici în filme nu vezi. Bun, hai să mai deschidem niște lucky blocuri, pentru că știu că sunteți foarte mulți dintre voi care sunteți curioși să vedeți ce ne pică. Așa că, special pentru voi. Dar misiunea noastră este completă totuși. Am reușit să scăpăm din pușcărie. Nu, sunt o pisică acum, nu se poate. Dă fă-mă înapoi. Ok, m-a făcut un alt caracter, n-are importanță, m-a făcut Trevor. Ok. Nu, nici asta nu-mi place. M-a făcut porumbel și m-a omorât. Și acum sunt porumbel. Ok, ăla e bun. Mașină cu care să plecăm de aici. Bă, nu e rău ce mi-a picat până acum, sincer să fiu. Adică e chiar... Nu. Rachetele astea sunt oribile, frate. Și ghiși ce? Poliția e pe urmele mele, pentru că... Și-au dat seama că am evadat din pușcărie. Dar acum, eu sunt curios cum o să mă mai recunoască poliția, pentru că eu acum sunt alt caracter, știi ce zic? Adică nu. Dar hai să încercăm să ajungem în oraș de trenul. Hai să vedem în ce parte e orașul. În partea asta. Hai să încercăm să ajungem în oraș, frate. Și o să facem o șmecherie de acest gen. Și hai să vedem dacă din prima, frate, din prima vreau să ajung direct în oraș. Cred că așa, cred că în direcția asta ar trebui să îndreptăm vehiculul nostru zburător. Dar da, oameni buni, sper că vă place și sper că vă plac aceste episoade de GTA 5 cu moduri, pentru că mie îmi face o deosebită plăcere să mă joc GTA 5 cu moduri. Modurile sunt destul de ușor de instalat, cu siguranță găsiți tutoriale dacă vreți să vă instalați diferite moduri. Le găsiți pe GTA 5 mods și toate site-urile alea cu moduri, bineînțeles trebuie să aveți grijă pentru că unele mai sunt și cu diferiți gărgăuni, să zic așa. Dar le scanați și voi cu antivirusul vostru și dacă aveți grijă o să fiți în siguranță. Bineînțeles. Și am reușit să ajungem. Bă, destul de bine. Adică n-am ce să mă plâng. Chiar n-am ce să mă plâng. Uitați-vă cât de șmecher am aterizat-o pe asta. Așa că mai merge. Mai merge. Hai că mai dăm niște lucky blocuri. Nu. Stai să vedem cum putem noi să ne luăm zborul iarăși cu BMX-ul. Așa. Perfect. Ar fi interesant un stunt de ăsta, gen să încerc să ajung pe o clădire mare BMX-ul zburător. Ar fi Caterinca. Rână, ce face? A, merge mai tare, că merg pe spate. Nu vreau să fac asta, vreau să aterizez. Sper. Îmi doresc. Ok, o să aterizăm undeva pe aici. Am aterizat pe roți. Nu mă așteptam. Bun, și acum hai să mai vedem niște lucky blocuri. Să vedem ce o să ne mai pice. Aude ce aterizează blocurile și... Bă, mamă, cât de mare e ăla. Ok, bă, mamă, i-a picat lua asta pe mai... Bă, mai curg. Gata, hai să vedem. Începem așa cu începutul. Nu, sunt maimuță! Nu se poate așa ceva. Să mă fac iarăși. Ok, m-am făcut la loc. M-am făcut Michael de data asta. Iarăși cu rachetele vieții, că nu suport. Nu suport cu rachetele. Mamă, ce s-a întâmplat acolo? Ce se întâmplă în jocul meu? Frate, au explodat toate lucky blocurile, efectiv, uitați-vă și voi. Mersi lucky blocurilor. Nu, iarăși, nu, sunt un câine, sunt iarăși, m-a schimbat. Rachetele alea sunt cele mai enervante pentru că îți distrug celelalte lucky blocuri, frate, și n-a pus să te bucuri de ele. Oh my god, ce câine e ăsta? Spuneți-mi în comentarii dacă știți ce rasă e, că eu habar n-am. Dar merge câinele pe bicicletă. Pe bicicletă electrică, doamne, cu rachete. Ia uitați-vă. N-are treabă câinele. Ce vorbești de el? Tăticule, cum mă duc? Nu! Oh my god, ce-i asta, frate? Wow, ok. Ridică-te, câine. Oh, e bine, e în regulă. E tot în regulă, dă din coadă. E ok.
Bun, cam asta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să dați acolo un like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!